Salut tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un episod din noastră de GTA 5 online și, bineînțeles, înainte de a Bă, începe... ce faci, mă? Ai uitat de mine? Salut! Ce fac, mă, acolo? De... What the fuck? Ce om rău. Este și David aici alături de noi, oameni buni, și a făcut intrarea. Ia vino boss mai aproape un pic. Să vedem dacă ai tupeu. Dar fii atent aici. Așa. Vrei să vezi șmecherie? Stai așa. Mamă, mai aproape. Nu asta, stai așa. Cum ar fi să am arme aici să-i pot trage un glonț în cap? Cum ar fi? Fii aici. Titanic, bossule, fii aici. Nu! Nu, it's going down. Bag piciorul, s-a dus. A murit. am dat cu capul de balconul unul și mi s-a stricat parașuta și am murit. Cum să dai cu capul de balcon un iaul? Am dat cuba cu balconul. Oh, yeah! Bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din noastră de GTA 5 online. Și bineînțeles, înainte de a începe, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați și pe acel mic butonaj de like, mai ales pentru acest intro minunat, să strângem și noi acolo cât mai multe like-uri. Să strângem cât mai multe like-uri și în acest clip, oameni buni, o să ne luăm cel mai scump apartament existent ever. Adică trebuie să intru aici la Money and Services, nu? La da, Dynasty da. Și dau View Property. No! Ne luăm acest apartament 3 din Eclipse Tower. Bă, tu ești tot în Eclipse Tower, ăsta e, nu? Da, exact apartamentul ăsta pe care l-am eu. Leșitul, nu știu cum, cred că mă dai pe mine afară din casă, dar... Dai că-l cumpăr. Purchase. Bun. Gata. Și am luat minus 500 de mii. Oh my god, și mai avem 155 de mii. Ok, acum ies de aici, vreau să-mi văd apartamentul. Mă tot sună ăsta, i-am închis. Bun, stai așa. Cobor de aici, stai bă, să vii la mine în apartament. Trebuie să ne vedem casa, oameni buni. Și acum următorul pas o să fie să... Dacă mă mâncă ochiul. De ce mă mâncă ochiul? Următorul pas o să fie să-mi iau o mașină, jmecheră. Ok, pe aici intră, nu? Da, zice... Ok. Stai așa. Să vedem care-i treaba, că e prima dată. Ia uite, Eclipse Tower, apartamentul 3. Dacă vreau să intru la tine. Go! Acolo, tu o să suni la interfon? Da, sau? am dat bază. Stai că eu de-abia am intrat, mi-arată cinematic. Trebuie să duci la ușă. Așa? Someone is buzzing. Da, du-te la ușă. Buzz reset. Gata. Ala e. Ia. Oh, ce șmecher. Ia uitați cine a venit la noi în vizită, oameni buni. Mamă, frate, ai un apartament foarte asemănător cu al meu. Da, boss, deci nici nu e același apartament. Mai da pe mine afară. Mamă, și avem aceleași băuturi, aceleași fantome invizibile. Exact, același televizor. Tu vezi? Ia uite. Hai să bem niște green juice, oameni buni. Eu mă dau pe vin, ca regii. Beau vin ca regii. Oh, și se face noapte. Bă, dar nu mi se pare mie sau suntem cam pe la aceeași înălțime? Bă, cred că ți-am clonat apartamentul. Nu, cred că m-ai dat pe mine afară. Poate vezi că nu mai e casa aici. De bun. Dacă zic eu sigur dacă ăsta e apartamentul. Stai, mă duc în baie să văd că îi mai lasă kilos pe acolo. Bă. Nu. Ba da, uite, am lăsat să pun aici. Da, ăsta e apartamentul meu. Ai lăsat să pun, nu zici? Da. L-am lăsat pentru tine să-l scap pe jos. Și da, astea mă, te-ai scos. Bă, fii antrenc, eu nu știam de astea, avem pătuța aici. Da, poți să te culci. Nu vreau să mă culc, dar de ce? Cum? Nu pot. Bă, da, get into bed. Uite. Serios, mie nu mi-apare și ți-apare ție? M-am pus în patul tău. Bă, frate, mie, de ce nu mi-apare? E casa mea. Boss, nu mi-apare. Lasă-mă în pace că dorm. Mă gândesc la viața mea. Press E to change clothes. Acum poți să-ți cumperi. Clothes. Acum poți să-ți cumperi și tu haine, că ești în costumul ăla de când te cunosc. A început să miroși, n-am vrut să zic, dar da. Dar chiar, mă, acum poți să-mi cumpăr și eu haine, nu? Da, și mașină. Hai în garaj, hai să vedem cum e în garajul tău. Păi gol, cum ar putea să... Stai, e o cameră aici ce e. Ha. Aici e high stroke. Nu se deschide, bag piciorul. Care, mă? A, aia da. Nu, și... A, și aici e camera aia cu misiuni, nu? Da. Yeah. Oh, ce tare. Uite, am calculator și maker. Ai laptop. Stai să intru și eu pe... www.p... ai fost cu minte? Nu, www.re... Re, dar n-apare nimic. Nu merge nimic. Bă, bun, și dacă eu intru aici și dau la TSS, haine pot găsi aici sau trebuie să mă la un shop de la? Trebuie să duci la un shop. Da, hai să mergem la un shop, vreau să mă îmbrac, ce zici? Hai, da. Tu vei fi designerul meu.
Păi poți să-ți cumperi haine deja... Dar stai mai așa, să vină la garaj la mine. Păi dai enter garaj. Am dat, sunt curios. Trebuie să dai all enter garaj. E, și ce, nu poți să vii singur sau? Ba da. Păi vezi. Dar ce, chiar vrei să fiu babysitter? Aoleu, cât de gol e garajul, bă, mor. Bate vântul frunza în dungă, Zâză Andrei n-are mașini în dungă. Și ăsta ce e, aici tune sau? Nu, no, dar aici schimbi... Uite mă, că e televizor în garaj, ești prost, acum am văzut. Ia uite, presetul Watch TV, ia uite, boss. Da. Mamă, câta plasma. Dar eu mă uit la... What? E ce că mă uit la televizor acum. Câta plasma, câta plasma, dar n-ai mașini. Se... What the fuck? Tu vezi, mă, se vede ceva la tine? Da, 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 se vede că te uite la televizor. Nu, dar se vede ce e pe ecran? Da, 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 văd exact ce vezi tu. Vreau să schimb canalul. A, perfect! Vezi că am ieșit din garaj. Da, mă, boss. Am intrat la mine, un garaj. Ia uite, băi, ești nebun, am și camere de supraveghere. Ce tare. Nu, bun, și cum ești de aici? Bă, cum ești de aici? Apeși escape, cred. Gata, escape. Bun, da, bun. Și hai să ieșim din garaj, oameni buni, mergem să ne îmbrăcăm și noi, pentru că acum, în sfârșit, avem și noi acum un loc unde să ne punem hainele. Bă, trebuie să mă duc sub pod să-mi... Oh. Da, trebuie să duc să-ți colecte sate... Exact, să văd ce mai lăsat sub podul ăla, poate... Poate, nu știu, zic și eu, pana mea. Hai, boss, sunt afară, te aștept. Da, mă, că acum ies. De fapt, cred că am dat să intru în apartament, da, ce prost ești. Aolo. Dai că mai vin odată. Pa, pa, și dăm exit. Să ieșim din apartament repede, pe jur. Să rezolvăm treaba. Gata, boss, am ieșit. Frumos, elegant, cât de cât. Care ești? Ia uite. Opa. Îmi place ce ușa la mașină. Cum ar fi numai... să te omor? Numai eu cu Batman mai avem uși de-astea. Wow, ai de cap, bă. Ce tare. Unde mergem? Da, așa. Nu ești atent, da? Cum? Să nu te uiți. A, lasă-mă, mă, în pace. Nu mai mă abuza, Andrei. Andrei, te rog frumos să nu mai mă abuzezi. Stai să sparg un pic geamul. Sunt la poliție. Stai așa să spargi geamul. Sparge geamul. Ba da, fii antena. Stai. Da, dar de ce nu mergi să spargi geamul? Nu mai sparge geamul, că după zic băieții în comentarii că sunt hacker. Bravo. Am tras fără să spargi geamul. Atât sau... Dam un pic așa. Și vreau să... Era un tip care... A, uite. A, dar chiar, aveți grijă că e unul în comentarii care se dă drept mine. Și de fapt nu e. Da. Uite, vezi, mă, uite așa se scoate mâna pe geam. Te uiți? Da, mă, da, am văzut. Nu, bun. Tipul opa. Ăla care are numele David, că nu știu cum, nu sunt eu. Bine, sunt, vezi că ai ratat magazinul. Nu l-am ratat, mă. Stai, da. Te duc la Perseus, ca să poți să ții și... A, aici, bun, bravo. Eu ce ziceam? Fii atent, bossule. Ia zi. Mamă, eu ies cu arma în mână, nu... Boss, ai lăsat pagina deschisă, ușa. Deci, fii atent. Du-te la tipa asta. Așa. Bă, uite ce melodie se cântă, ești nebun? N-au nimic. Hai, am dezactivat astea. Ai, want no, zi. That way. Apasă E. Am apăsat E. Și acum dă-i browse outfits. Și de exemplu dă-i la outfits luxury, ultimul de jos. Aola, presupun că o să coste bani. 25.000. Oh my god, 58.000. Bă, băgam ești. Mamă, da, așa ai și tu? Da, pe mi-am cumpărat. A, uite-l, văd, The Bullion ăla. The Bullion. Da, ăla la meu. Mi-am dat seama. The Jet. E mișto, ba nu e mișto, nu-mi prea place. Ha, The Mac. Dar nu-mi place niciunul de aici, să mă. Păi nu, dai și sus, poți să dai pe standard, dai pe standard dacă vrei. Ia uite, High Strider. Mamă, ești nebun. Suits, Closed, High Life, poți să dai pe Hipsters, alea de Hipsters sunt amuzante de tot. Sunt șmechere, dar arăți așa ca un tip ciudat. What the fuck, pot să-mi iau un d-asta, un skin cu d-asta mascat. Pot să iau un d-asta și îl pot păstra pentru, nu știu, anumite misiuni sau ceva de genul, nu? Cred. Da. Stai așa, business. What the fuck, are you for fucking real? The Panther, Pantera, du-te, boss. Bă, aș lua Pantera. Poc, am luat Pantera, oameni buni. Așa, de aici nu mai place niciunul. Ne vedem. Closed High Life. Haine. What? Am unul cumpăr. Ah, cred că am încercat eu să-mi... Da, n-am prins bine. Uite, pot să-l iau și pe ăsta. Când mergem la o nuntă, mergem în costumul ăsta alb. Mamă, ce zici că ești guță. Mă vezi acum? Da.
Tu vezi cum îmi schimb așa costumele? Da, zici că ești guță în ăsta. Te bă. Da, uite așa vin. Îți lipsește doar burta. Uite așa vin, boss. Așa nu văd, că dacă nu ți-l cumperi, nu-l văd. A, da? Da. Nu mi-l cumpăr, că e scump. Outfit Steam, ia. Yeah. Ah, no, the night. Hai să luăm pe ăsta. Acum ești că ești salam. Ce, bă, nu mai fi rău, mă. Să spără lumea pe tine. De ce să zic? Am fost foarte drăguț în comentarii, cu toată lumea am fost drăguț. Tactical... M-au făcut hacker și le-am zis că nu sunt hacker. Asta ce zici de asta, ia zi. Doar asta l-am și eu. Asta e mișto. Da, de-aia l-am și eu, că e mișto. Aolo, ăsta e gras. Dați scârțe bocanci, o să vezi, o să audă. Mamă, să-mi iau un de-asta. Yeah! De-asta cu lans mai mare decât tot gâtul meu. A, pe știu ce costum îmi iau. Bravo, mă! Felicitări! Așa? Ce mai băgăm aici? Și costumele la toți. A! Să spui dacă îți amintește cineva. A, tipul cu șlapi. Dar ăsta, exact ăsta era costumul lui. Exact, ba nu mă, nu era asta. Îmi amintesc, avea bluza aia. Altfel. Bă, aici business case. Uite, mi-am cumpărat The Nightlife. Ce stai mișto? Cumpărat... Da, ce zici de asta? A. E ok. Mamă, că e mișto. Boss, du-te la standard și dă-i în sus și ia-ți dă-i o dată în sus și o să te dă la Nightlife. Îți place? Eu mi l-am cumpărat pe ăla. Stai că nu știu unde e standard. Ah, am fi standard. Dă-i o dată în sus. Dă-i o dată în sus și te pune la Nightlife. The Nightlife. Ah, interesant, dar nu... Nu, că după iar mă înjuri. După iar ne înjură. Așa. Asta am fost... Flight suit, serios. Nu. Hipster. Bă-s mișto astea de hipster. Unele dintre ele. Dar par foarte ciudate. Că-s de hipster, nu de alta. Closed High Life aici am fost. Păi bun, bă, cam asta e. De bun, și acum cum salvez? Se salvează. Da? Păi și... Casă, ce păi nu vreau să rămân așa, cum o scrie? Câți bani mai ai? Mai am... Dacă nu scrie. Nu mi-apare în dreapta, what the fuck? Trebuie să intru în bancă sau? Da, din când în când nu-ți mai apare, intră în bancă. 87 și... de mii. Nu mai am bani de mașină. Comandă-ți mașina aia, Moca. Da, chiar, ne comandăm mașina aia, Moca, perfect. Urcă-te la mine în mașină, mergem la tine acasă să o luăm și o ducem la tunat, să mai ultimii bani pe care o bagi și să tunezi un pic din ea. De ce ești tu nouă mașină pe care nu o folosesc? Că nu o să o folosesc, decât până când îmi iau cealaltă mașină. Noi mergem acasă ca să vezi deci mașina. Deci vine aici, nu? La ce mașină? Unde îți dădea Moca? La luxury, nu știu ce. La luxury? Nu e niciuna cu luxury, boss. Zile pe toate. Benny's Original. Nu. Elita's Travel. Nu. Legendary. Aia. Legendary. Aici, nu? Uai, ce mașină! 2 miliarde, două... Bă, astea-s mașini șmechere. Și dau, uite, asta free. Și o comand pe negru, că-mi place negru. Order! Perfect! American Dream! Mamă! Perfect. Da, bun, și acum de unde o iau? O să apară în garajul tău în curând, așa că mai dăm o tură repede. Să ne lăudăm. Da, păi nu, trebuie să ne lăudăm cu mașinuți, să vom îmbuni. Pot să și trag dacă vreau. Așa, gata. Acum sunt mult mai fericit decât eram înainte. Credeți-mă pe cuvânt de nu. Uite-l pe ăsta. Pasta. Bă, dar femeile n-ar trebui să conducă nici în GTA. Asta a fost foarte urâtă, David. Eu nu sunt... Nu. Eu, de regulă, nu sunt misogin, dar la volan nu consideră că femeile ar trebui să aibă permis. Nu, știi care e toată treaba? Sunt multe femei, adică s-a constatat faptul că, având în vedere că băieții se joacă mult mai mult pe calculator, trebuie să scap de poliție, dezvoltă reflexele foarte mult, știi? Amă, lasă-mă în pace, calculatorile nu existau acum 40 de ani, că și femeile de care au permis de acum 30 de ani tot ca o găleată. Da, mă, boss, dar acum e altceva. Da, corect. Nu, pe vezi. Aoleu, mașină de poliție în față. Bine că se uită în cealaltă parte. Scăpăm de ele, mergem, ne luăm mașină. Oh, nu te întoarce, nu te întoarce, Jane. A, și mi-arată cu alb mapă casa, nu? Da. Dar mi-arată două. A, ăla e garajul, probabil. Ne prinde, nu? Da.
Rip. O să trag în ele, poți să trag în ele sau? Nu, că o să ne dea mai multe stele. A, și vine elicopterul ăla. Și da. Pat, și n-avem nevoie de elicoptere în acest moment. Oh! Pa, așa. A, mă, David, de ce te-am angajat? Nu ca să... Bă, dar nu poți să intru direct în apartament? Nu, cu poliția în spate, nu. Bag picioarea. Poți să intri dacă nu te vede. Păi nu ne vedea. Ba, dacă încă ești pe minime cu roșu și alb. Acum nu ne mai vede. Hai că scăp. Uite mașina fix, nu se întoarce, fugi, fugi, fugi. Fugi, fugi, așa. Deci era mașina aia, se întorcea, frate. Hai da, că a ajuns. A ajuns în garaj. Fuck. Mă dau jos repede și mă urc? Stai așa. Să văd dacă... Nu, că intrăm la mine în garaj repede, dacă se poate. You cannot access the garage while wanted. Nu se poate, bag piciora. Fuga! Gata! Tu mâncățești gura ta! Hai mă, accelerează, n-am dat 200.000 de dolari pe tine degeaba. Bagă! Așa! Ala-i, mă. Ai mă! Ah, nu merge un far! Ah, nu e. Ce mamă. Da, e mișto rău, mă. Ieșim de la mine din garaj. Oi. Și intrăm la tine. Bine, boss, hai. Ba. A, și-am scăpat de poliție? Da. A, a deci... Nu. N-am scăpat de poliție. Oh, fuck. Clar, o să ne împuști. Vrei să ne batem cu ei sau? Da. Ne lăsăm morți. Ne batem cu ei sau ce? Hai. N-am nimerit niciunul. Dar bine, nici n-am arme. Eu n-am armă, eu n-am mitralieră. Trebuie să-mi iau și o mitralieră, boss. Eu am shotgun. Și nu prea nimeresc acum. I should do something with that shotgun. Mort. Dă-i eu. No, uite, shotgun-ul la distanță mare e fix pix. Bă, așa, mor mă. Tu ai AK-ul, nu? Da. Eu săraci oameni, ce le faci mă? De fapt dă-i în măsa că ne largă. Are, dau pagubă și la un elicopter. Dai, uf. Schimbăm arma. Punem asta mai cu zoom. Bă, deci ce mă enervează arma asta că trebuie să le dau headshot ca să mor, altfel nu mor. Din prima. Au, fac. Nu, a, mor. Fac. Că sunt peste tot ăștia, ești nebun? Am murit. Ai murit? Și o să mor în curând. Dar mă moră pe ăla, vine SWAT-ul, vin și din partea asta. A, trage și elicopterul, GG. Ce cu GG, mă? GG. Mă urc. Oh my god. Erau prea mulți, frate. Trăm la tine în garaj, vreau să-ți mașina. Aaa. Trebuie să vezi, aaa, unde m-a dat. Dar mă, naibii. Dar îmi place că îți păstrează arme. Ar fi fost chiar nașpa să dai o grămadă de bani pe arme și gloanțe. Bă, la început, adevărat că la început, eu cred că nu-ți păstrau armele. Serios? Eu, cum mi-am cumpărat jocul în prima săptămână, îmi cumpăram arme și le pierdeam. De fiecare dată. Da? Da, 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 da. Și cred că după au schimbat. Acum nu știu, poate greșesc eu, știi? Nu mai vreau să zic, nu mai vreau să dau informații false, că s-ar bănți pe mine imediat. A. Am zis, cred că am zis că se întorne cea mai rapidă mașină, toată lumea în comentarii. Nu, că se întorne, nu e cea mai rapidă mașină. Dar care e cea mai rapidă? Nu știu, a zis un băiat acolo, i-am mulțumit că mi-a răspuns. A zis el acolo că, nu știu, RH8, nu știu. Ce dau? Enter, nu, Eclipse nu. Tower, da. Nu, tu intri în garaj. Păi în garaj am intrat. Vezi că îți dau buz în garaj. Am intrat deja. Auzi, vin pungă. Gata. Mașinuță. Mașinuță noastră. Ce? Aolo, stai că trebuie să vin la ușă, bag piciorul. Mai spamează, că îmi place cum se aude. Nu pot, te spamă toată ziua. Gata, ți-am dat voie, ia vezi. A, boss, nu trebuie să mă duc la lift, nu? Cum? Nu trebuie să mă duc la lift, nu? Nu. Greu cu casă scumpă. Greu cu casă scumpă, oameni buni. Nu știu de voi, nu, bun, și acum ce fac? Îți dau accept aici, nu? Are răbdare, are răbdare. Acum. Mai spamez mult. Da. Gata, boss. Și acum dau tot în garaj, nu? Da. Sau ceva de genul. Da. All enter garaj. Gata. Alright. Ăla-i tătuțu. Garajul e al nostru, o să-l stăpânim. Victorioși. Dar îmi place cum arată mașina. Bine, merge puțin teltunată, dar am zis, bă, de ce să dăm bani să tunăm mașina acum, având în vedere că o să o folosim numai până când o să-mi iau altă mașină. Eu vreau să-mi iau aia
Păi de bun, e șmecheră. Eu vreau să-mi iau aia blindată, știi? Cu ruma? Da, mă. Nu pot pleca cu ea, nu? Ba da. Nu merge. Aaa, stai. Mi-a dat afară din garaj. A, da, știu, asta e nașpa. Mie mi-ar fi plăcut să poți să conduci un pic prin garaj. Dar nu prea e cum, că sunt celelalte mașini acolo. A, mă, că merge binișor. Bine, are o viteză... Are o plecare mai lentă, ce-i drept, dar prinde viteză, zic. Cât ai zis, man, că costă curma? 550.000? Da, de ce? Și câți bani mai ai? Puțin. Nu știu, 50.000? Cât mai am? Nici nu mai știu. Deci încă 500.000. Stai așa. Trebuie să intru în bancă, mail bank. 86.000 mai am. Da, încă 500.000 aproximativ până mi-au curuma. Stai așa. Travel and transport, dacă caut aici, am găsește? Am căutat curuma, nu mi-a găsit, fac. A, că aici caut shop-ul, mă. Și curuma unde era? Aici. Așa că mă uit și eu repede să ajut. Curuma, da, de regulă era la Southern... Nu, deci fii antenă, Karin Kuruma Armored, exact așa cum ai tu, 525.000. Da. Da. Ah, de mai avem puțin, da. 400.000. Exact. Bă, frazor, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-a jucat încă o dată, să nu uitați să apăsați butonul de like. Yeah! Dacă v-a plăcut și dacă vreți să apară cât mai multe clipuri și ne auzim data viitoare. Ceau, bă, pa!